Cele mai grele intervenții ale pompierilor din ultimele 12 luni s-au înregistrat în luna aprilie anului trecut în pădurile din Brezoi și Malaia. Din cauza terenului accidentat, intervenția pompierilor a fost una extrem de dificilă. Focul s-a extins pe aproximativ 60 de hectare de teren, inclusiv în perimetrul Parcului Național Cozia. În anul 2019, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Anumitelor de Fricicea au intervenit la un număr de 376 de incendii de vegetație uscată, serviciile voluntare pentru situații de urgență la 90 de incendii. O suprafață totală afectată în urma acestor incendii a fost de circa 1977 de hectare. Pentru a reduce numărul de incendii de vegetație uscată, pompierii au trecut la aplicarea de sancțiuni contravenționale. 10 de vâlceni au fost amendați în ultimele 12 luni pentru că au generat incendii de vegetație uscată, valoarea totală a sancțiunilor aplicate de ISU Vâlcea fiind de 48.000 de lei. La această sumă se adaugă 30.000 de lei amenzi aplicate pentru nerespectarea regulilor specifice de apărare împotriva incendiilor, în urma unor controle efectuate în mai multe comune din Vâlcea. Pentru reducerea numărului de incendii de vegetație uscată, Inspecția de Prevenire a executat numai de 50 de controle la localității județului, iar pentru nerespectarea regulilor specifice de apărare împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului, au fost aplicate un număr de 30 sancțiuni, 17 avertismente și 13 amenzi. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Vâlcea atrag atenția cetățenilor că vor rămâne și fără subvenția pe suprafață de la Apia în cazul în care vor continua să ardă vegetația uscată necontrolat.